au început cu oarecare întârziere provocată de așteptarea unor colegi mai puțin punctuali, așa cum se petrece câteodată și la adevăratele ședințe de Consiliu. Dar până la urmă au participat cei drept cu o ușoară stângăcie la cea de-a treia ședință de lucru a Consiliului Local al Tinerilor. Astăzi, membrii acestui Consiliu, 12 dintre ei, căci restul până la 21 au absentat, au discutat despre mai multe proiecte pe care vor să le dezvolte în perioada următoare. Avem pe ordinea de zi un training care are ca grup țintă tinerii ce vor să se califice ca ospătari. Avem un proiect pe 31 în luna aceasta în colaborare cu Fundația a bolnavilor de cancer și hepatită Giurgiu. Proiectul pentru 1 iunie care are ca target tinerii până în 14 ani. La întâlnirea tinerilor a luat parte și primarul municipiului Nicolae Barbu, care le-a dat câteva sugestii tinerilor cu privire la cursurile de calificare pe care doresc să le organizeze la Giurgiu și le-au făcut cunoștință cu George Brezoi de la Patronatul pentru IMM-uri din Ploiești, cel care dorește să organizeze la Giurgiu un eveniment dedicat tinerilor antreprenori. Consiliul Local al Tinerilor, împreună cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești, urmează să organizeze la Ateneul Nicolae Bărănescu, în Giurgiu, o ședință de informare și coaching cu privire la oportunitățile antreprenoriale de care pot beneficia tinerii din municipiu și nu numai. Motiv pentru care astăzi vom lucra asupra metodelor de promovare a acestui fenomen și suntem siguri că și presa ne va ajuta foarte tare.